dragii mei, dragi prieteni, luminița și lumina. Am astăzi aici alături de mine niște oameni foarte dragi, cu care suntem mai mult neformal decât formal în viață. Iulia Panici este vocalista Via Dacă și textieră, dar o cunosc cu mult timp înainte când dezvolta proiecte tot neformale și underground și așa, care schimbă viața la noi aici local. Iulia, mulțumesc că ai venit. Dumitru Gangaliuc de la Rift Studio este un om care face niște chestii cu echipa sa legate de New Media Art și care acum este implicat în dezvoltarea comunității, unei comunități care sună foarte nou pentru noi, dar vrea să adune artiști din New Media Art și să le ajute să fie vizibili. Lidia Scarlat, care tot este foarte multistratificată ca și activitate și este vocalista minunatei formației Cuibu, dar pe lângă asta lucrează cu talentul din Moldova și îi ajută să își exporte serviciile, să devină vizibil și în afară. Vă mulțumesc foarte bine și mă bucur că ați putut să veniți astăzi. Când noi vom discuta despre microcomunități, lucrurile super emoționale, pasionale, care schimbă lumea mare la nivel micro, tot timpul am spus că dacă ești fericit în lumea ta mică, poți să-i faci fericit și pe alții. Și bun, conceptul mișcării browniene, ce este? Mișcarea macroparticulilor care noi le vedem și le simțim și ele sunt puternice, care poate să se întâmple sub acțiunea la microparticule dacă ele sunt unite și se mișcă într-o direcție. Vă rog să-mi spuneți voi ce microcomunități de fapt v-au influențat pe voi până acum, în trecut, când erați tineri sau când erați mici sau azi sunt în viața voastră. Ar fi super ele să fie aici locale, dar nu contează până la urmă. Iulia, mergem. Da. Mulțumesc, Helga, pentru prezentare și pentru invitație. Cred că întâi de toate trebuie să zic un lucru. Noi, de fapt, nici nu am înțeles, nu am conștientizat că suntem microcomunități. Da? E un termen despre care am început să vorbim recent și care începe să devină tot mai activ în ultimii ani și în Europa și în diferite, atunci când vorbim și de politici, și de marketing, și de relație business și de societate. Și, dar microcomunitățile întotdeauna au existat, începând de la comunitățile de la bloc. Ele au existat și în Uniunea Sovietică, deci oamenii, prin natura lor, mod firesc, au nevoie de alți oameni pentru a-și rezolva problemele, pentru a-și satisface necesitățile. Și aseară stăteam de vorbă cu tine și, de fapt, vorbind, încep să-ți dai seama că astea sunt microcomunități. E un termen care ne ajută să concepem o formă de autoorganizare a societății, care de fapt mi se pare absolut esențială pentru a cimenta. Deci microsocietățile sunt absolut vitale și ajută să facă societatea mult mai puternică și să-și ceară, să-și revendice drepturile și necesitățile în relație cu actorii mai mari, cum ar fi guvernul, corporațiile, autoritățile locale. Cumva Via Dacă este un rezultat a unei microcomunități care se numește Mosaic Social Club, în care a fost concepută și creată de colegul meu, Sandu Cordonean, care inițial a pornit din dorința de a face muzică și de a conecta diferiți artiști pe platforme informale, mai ales într-un context în care în Republica Moldova scenele mici sau scenele alternative, mare parte au fost inexistente cu câteva excepții. Da? Ai zis și tu de Black Elephant, care a fost cândva o super comunitate în jurul acestui club. Eu îmi amintesc de prima mea comunitate, pe la 17 ani, noi ne adunam, așa numiți neformal, ne adunam la Vesmiorcă, adică lângă, la Havuz, fostul Havuz din Grădina Publică Ștefan cel Mare,
ne adunam cu șatra din diferite cartiere și regiunea Chișinăului. Eu învățam la Eminescu la botanică. Aveam imediat acces la băieți de pe la Sachi, de pe la Eliade, un alt flow, un alt fel de gândire. Bine, făceam și foarte multe nezdrăvânii. Dar acum, dacă mă gândesc în retrospectivă, de fapt acolo am întâlnit niște persoane cheie în viața mea, cu care am rămas într-o relație pe parcurs și oameni cu care am făcut și alte mișcări foarte interesante. Pe Lilian Severin de la Pop Music din Snails, acolo l-am întâlnit. Fetele care fac Art Sale-ul, acolo le-am întâlnit. Acolo ne-am prietenit. Lucruri care cu timpul s-au arătat niște conexiuni absolut importante. Și cred că asta este un rezultat esențial unei comunități. Asta sunt conexiunile. Pentru că într-o microcomunitate tu poți să faci schimb de expertiză, relații, experiențe, ajutor reciproc, acolo unde statul și alte entități mai mari nu au cum să intervină. Deci pun un punct aici deocamdată. Mulțumesc. Dumitru, tu vrei să construiești o comunitate. Care e pornirea ta să o faci? Eu am să încep de la sufletul meu care tremură atunci când văd problema asta. Sunt două mari tabere prin care unește comunitatea noastră, care vreau să construim. Sunt artiștii, pe de o parte, care au talentul ăsta, dar nu mereu au curajul de a face ceva sau acum nu știu procesele, cum să le implementeze, și este comunitatea de Marcom, marketing și comunicare, care au nevoie de noi idei, au nevoie de noi instalații, soluții sau idei creative care să fie fizabile pe piață și ușor de implementat, dar au frică de față de necunoscut. Și atunci noi încercăm să unim creativii care știu a face, dar cumva nu știu care ar fi abordarea în contextul dat, și oamenii din marketing și comunicare care își doresc ceva nou, vor să se diferențieze pe piață, dar au reticența asta față de noi tehnologii. Ambii ei trebuie să aibă un element cheie care mă definește pe mine de fapt, este de a avea curaj. Și cumva modest, așa se numește. Modest, foarte modest. Da, modestie e trăsătura de caracter principală a mea, dar încerc să o dezvolt mai mult. Și cam tot așa încercăm să numim și comunitatea, se numește de fapt Bold, unde noi încercăm să insuflăm curaj și tăria asta de încredere în sine în momentul în care tu începi să faci ceva. Chiar dacă failuiești, chiar dacă nu-ți primești din prima, din a doua se va primi, nu din a doua, din a treia, dar încercăm să oferim acel ghidaj, acea curatorie pentru ca ei să ajungă la rezultat, nu doar artiști, dar și brandului sau oamenii din comunicare. Cam mulțumesc, asta. Mulțumesc, Dumitru. Lidia, cum crezi tu, când apare o microcomunitate de asta, din ce necesitate apare ea? Pentru că există resurse și interes din exterior sau pentru că există necesitatea din interior? Cred că sunt ambele. Din experiența mea, eu am fost cumva expusă la două tipuri de microcomunități. Cele care existau deja și în care am avut cumva privilegiul să intru. Aici vorbesc, de exemplu, de trupa Cuibul, care iarăși se trage dintr-o microcomunitate de mai demult. Black Elephant este o microcomunitate în care cu mare drag aș fi vrut să, din care aș fi vrut să fac parte, dar eram sub zero. Dar văzând, fiind martor al comunicării ce a urmat, chiar și după ce microcomunitatea asta cam răsfirat prin diferite colțuri ale planetei, observ că există o doză de nostalgie care creează noi legături, care reunește oamenii. Deci există o oarecare forță din interior care a fost creată mai de mult sau mai devreme, dar care acum poate să reînvie foarte ușor. Și chestia asta îmi pare magică, ceea ce nu au microcomunitățile noi create, de exemplu. Cele noi create, cred că vin dintr-o dorință de a mișca lucrurile înainte cu forțele proprii. Zicea odată Constantin Șarcov de la Pico, compara moldovenii cu niște hobiți, și zicea că noi mișunăm, dar mișcăm cumva lucrurile înainte. Și într-adevăr, eu când eram plecată peste hotare, moldovenii vorbesc despre Moldova, pentru că și noi la o scară mai largă suntem o microcomunitate, dacă putem să zicem așa, ca și moldoveni.
Și când eram plecată, observam că noi vorbim despre țara noastră un pic altfel decât vorbesc ceilalți despre țările lor. Ceilalți sunt fel, da, eu sunt din Germania, ia că eu sunt de acolo. Noi vorbim, eu sunt din Moldova, ia că tu știi Moldova, ia că dă-ți poveste despre Moldova, ia că vin, ia că asta, ia că asta. Noi avem un entuziasm în față de comunitatea care pentru noi este mai mare decât cum este văzută de fapt din exterior. Și cred că și acest entuziasm mișcă lucrurile înainte. Și cred că noile microcomunități pot fi create atunci când te simți cumva mai special pentru că ești un fel de underdog. Ești un fel de mic uriaș într-o mare de oameni și ai acel moment de diferențiere. Și acest moment de diferențiere cred că ne face să dorim, de exemplu, să revenim acasă sau să încercăm să creăm ceva aici, să găsim oameni care sunt cu noi pe aceeași lungime de undă. Și spre bucuria tuturor, în Moldova este foarte ușor să găsești oameni, pentru că toată lumea se cunoaște între ei sau poate să se recomande pe cineva. Și atunci beneficiul țării mici, unui acvariu mic, vine cumva în ajutor pentru crearea noilor, cum se zicea la școală, bisericuțe, dar în cel mai frumos sens al cuvântului. Da, așa e. În același timp, eu fiind parte și eu din cei care înțeleg microcomunitățile ne îmbogățesc pe noi și îmbogățesc societatea noastră, eu văd cât de greu este să unești oamenii și să le dezvolți și discutam cu Iulia ieri la un ceai de plante despre inerția asta în care noi stăm aici în așteptarea manei cerești, să-i spun așa, am ieșit din Uniunea Sovietică unde veneau indicații de sus în jos, faceți un club sportiv, faceți un crujocec pentru pictori, Uniunea Artiștilor se finanța de stat, tot venea de sus în jos. Ceea ce venea de jos în sus, de fapt, erau rebeliciunile și protestele antisistem, care erau probabil cele mai rezistente în timp și organice și până azi există reminiscențe. Și astăzi, Iulia, ce se întâmplă? Pentru că tot este o inerție de sus în jos, care deja nu vine de la conducere, că lor le acum, să zic, le tot una de dezvoltarea asta a microcomunităților și activităților creative. Însă avem doldura de donatori, de proiecte și ce se întâmplă cu toată cantitatea asta mare de bani care vine și noi ce facem cu ei? Cred că ai punctat foarte bine. Adică, noi avem experiența comunităților. Eu știu mai multe povești spuse de părinții noștri, oamenii, prietenii lor, deci au existat de la Comsomol, pionieri, turiști și așa mai departe și s-au făcut lucruri foarte frumoase. Era o țară mare, mobilitate și așa mai departe. Întrebarea este de ce nu au rezistat în timp, deci noi, după odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, am ajuns într-o societate super răzlițită, având experiența acestor comunități. Pentru că organizarea, așa cum ai zis tu, a fost pe verticală. Însă o comunitate este eficientă atunci când ea se auto-organizează și este nevoie de un lider, în mod cert. Dar liderul trebuie să aibă discernământul să poată să organizeze o comunitate pe orizontală și cred că asta este cheia unei comunități viabile. Pentru că atunci când este un singur om lider și încearcă și nu deleghează către membri sarcini, roluri și așa mai departe, lucrurile ar putea să meargă într-o direcție greșită la un moment dat. Ce am văzut în anii 90? Am văzut un influx de fonduri care însă nu au contribuit într-un mod considerabil la dezvoltarea societății civile. Poate undeva chiar a avut un contraefect, pentru că au venit directiva asta de jos în sus, s-au format ONG-uri, s-au format anumite comunități care au început să depindă de aceste finanțări și de agenda donatorilor de fapt. Și cumva aceste fonduri undeva au în mod paradoxal, au lipsit comunitățile de un incentive, de o motivație de organizare firească. Atunci când comunitatea, în primul rând,
se bazează pe resursele proprii. Și, de fapt, am văzut o invazie de finanțări atunci când comunitățile încă erau foarte fragile. Și asta cumva a blocat procesul firesc de autoorganizare. Acum, este o oportunitate. În domeniul culturii sunt foarte puține fonduri, adică uneori practic inexistente sau greu de accesat, pentru că unele sunt masive și trebuie să faci consorțiumuri ca alte organizații. Deci, noi în domeniul culturii chiar, în plus, nu avem un suport din partea statului. Și atunci îmi pare întrebarea, cum ne organizăm cu resursele proprii? Și poate asta este oportunitatea să creăm niște organizații, niște comunități, microcomunități, cu adevărat viabile. O comunitate deja viabilă, cu sponsorizări și cu finanțări, poate să facă lucruri mult mai eficiente, pentru că deja au agenda proprie. Deci nu ne ghidăm după agenda donatorului, dar venim cu agenda proprie și putem să influențăm și agenda guvernamentală, agenda administrațiilor locale, numai așa. Și eu văd lucrul ăsta se întâmplă datorită inclusiv tehnologiilor informaționale și rețelelor de socializare, putem să vedem această... Sunt critical mass Chișinău. Sunt comunitățile de cicliști care, de exemplu, încearcă să influențeze politicile autorităților administrației centrale în felul în care se creează infrastructura pentru cicliști. Sunt lucruri frumoase. Dar eu cred că asta, în primul rând, trebuie să înțelegem, să schimbăm perspectiva și conștientizarea internă a faptul că noi sunt chiar o gașcă de prieteni, este o microcomunitate care poate să miște ceva atâta timp cât se formulează interesele comune și rolurile, cum cine și ce poate să facă. Mulțumesc! Cei care ne privesc, îndemn să ne puneți întrebări dacă le aveți, intrați pe slide-ul și să folosiți hashtag-ul Rocket și ne întrebați acum live să... Rocket Moldova. Și am să te rog să-mi spui cât timp mai avem ca să... Vreo 15-20 de minute, 25, ok. Bun, așa este, de fapt, criza în care toată lumea se află acum poate este un picior în fund pentru ca să... ne mobilizăm în comunitățile noastre mici, să nu așteptăm mană de sus, cum am mai zis și la început, și să folosim intersectat resursele pe care le avem, pentru că putem face un eveniment închiriind un echipament la alt preț, pentru că echipamentul stă și strânge praf, putem face un concert mai mic pentru că avem restricții, dar îl putem face mic undeva într-un spațiu deschis. Și apropo, se revitalizează o comunitate veche, dar care devine una fresh și nouă, de la Teatru Verde, scenele din parcurile noastre, în care punem foarte mult speranțe. Și Sandu Cordunean, am discutat chiar cu el, are planuri mari de dezvoltare de conținut diferit pentru multă lume. Vă îndemn pe toți să urmăriți Teatru Verde și ce schimbări acolo se întâmple, pentru că el este al nostru și el este în centrul orașului și el este afară și e verde și vine vara și noi o să mergem și vom asculta jazz odată pe săptămână acolo și vom merge la Iarțel, care tot este o comunitate minunată. Și vom crea alte inițiative noi. Noi trebuie să creăm inițiative noi, pentru că ele nu se vor crea la nivel de guvern, ele nu se vor crea la nivel de președinție, ele se vor crea de către noi, pentru că noi le știm cel mai bine, noi suntem în mijlocul acestor idei, pentru că noi le naștem din necesitățile noastre. Și tot pentru noi le facem, de fapt. Pentru caiful nostru de viață, ceea ce e cel mai important. Un foarte mic gând, dacă îmi permiteți. Noi așteptăm schimbare de la guvernare. Schimbarea asta însă nu va veni atâta timp cât comunitățile nu vor pune presiune, pentru că foarte des guvernarea este prea departe în dimensiune. E ruptă și nu întotdeauna are conexiunea asta pentru a înțelege problemele la nivelul local. Atâta timp cât comunitățile nu se vor mobiliza să pună presiune și să-și revendice drepturile, nu trebuie să ne așteptăm că guvernul sau guvernanții într-adevăr vor răspunde acestor nevoi. Deci depinde de noi, asta e în mâinile noastre, asta cred că trebuie să înțelegem. Eu ce am vrut să spun la un gând, mi-a plăcut speakerul precedent, spunea despre storytelling. Fiecare comunitate trebuie să aibă istoria lui, trebuie să aibă drumul său a eroului.
prin care parcurge tot, pas cu pas, creșterea comunității și dezvoltarea valorilor în jurul ei. Și eu cred că microcomunitățile pot să crească uniform foarte masiv și repede dacă se vor uni împreună. De exemplu, cineva sunt microcomunități de cicliști, de exemplu, da? M-ai menționat. Sau și sunt comunități de, spre exemplu... Poieți. Și se face un eveniment poeziei pe ciclism. Nu știu, de exemplu, da? Și astfel ambele comunități se promovează. Dar exemplul ăsta spre ce? Că asta e un exemplu super rude, dar este posibilitatea de a uni forțele, de exemplu, aceiași comunități de poezii sau animatori sau artiștii de media cu alte, de exemplu, cu aceiași comunități de muzică, da, teatrele. Adică prin forțe comune, evident că trebuie gândite bine formula de colaborare, dar prin forțe comune se poate de fapt cu mișcare, că o picătură în mare nimic nu faci, dar fiind tu mare într-o picătură, poți să miști ceva. Și cam asta a fost ideea. Eu am citit recent un studiu de caz care ține de achitarea impozitelor în Marea Britanie. Un procent mare de oameni nu își achitau impozitele într-o anumită perioadă. Și s-a hotărât ca cumva motivarea oamenilor ca să plătească impozitele să fie la nivel cât mai local, până la nivel de orășel, nici măcar orășel, un fel de latin în dvor. Și atunci când veneau scrisorile de la oficiul de taxe sau fiscul britanic, în scrisoare au adăugat special o frază. Atâtea procente din dvorul tău achită taxele regulat. Asta a ridicat cu vreo 20% rata de achitare a taxelor. Tot mai mulți oameni au început să achite taxe. Ceea ce demonstrează cumva că noi ne uităm la ceea ce se întâmplă în jur, ne uităm la oamenii care sunt în jurul nostru, noi ne inspirăm de la ei, noi vrem să fim împreună cu ei într-un anumit proces, mai ales atunci când este vorba de lucruri care contribuie spre un bine comun. Mi-a părut surprinzător acest caz și cred că și în Moldova cumva este chestia asta cu capra vecinului, nu degeaba. Tot noi ne uităm la vecini și de asta contează ceea ce zici tu, într-adevăr. E de ajuns unul noi să înceapă, cei din jur observă, cei din jur au cercurile lor, au curțile lor și tot așa se construiește încet, încet ceva care tot vine spre binele nostru. Exact, ca teoria asta cu butterfly, când un fluturaj de asta poate să facă un val mare în alt capăt a pământului, așa că cu microcomunitățile. Noi avem putere. Sigur că avem. Eu din propria experiență pot să vă spun că acum aproape 4 ani am lansat o inițiativă, apropo, Iulia era parte din Dream Team-ul nostru când am lansat Radio Imago FM, care de fapt a pornit dintr-o dorință de a crea o platformă Etaj Live pentru trupele alternative de muzică, trupele tinere în deosebi, care nu aveau material de prezentare, nu aveau un video calitativ cu sunet bun. Și ne-am gândit să începem să facem cu forțe proprii la noi acasă, la Imago, niște filmări bune cu ajutorul altor resurse, Pascaru Production, Sergiu, noroc, poți să-mi faci, să mă ajut să filmăm Etaj Live bun, să fie calitativ și să coste puțin. Ok, bine, pentru așa o cauză facem. Și a venit Sergiu Pascaru și ne-a ajutat timp de 3-4 ani de zile cât am filmat Etaj Live-uri, care sunt peste 30 de ediții. Și l-am rugat pe Vitalie Terzi să vină să ne facă sunet bun. Te rog frumos, cu un preț foarte mic, nu avem bani, ne scoatem din buzunarul Casa Imago să facem asta. Ok, vin. Deci se adună comunitatea pentru un interes comun. Interesul comun fiind să-i ajutăm pe tinerii muzicieni. Exact așa, Andreea Iepure, te rog frumos, montează-mi cu
minim cât poți fiecare ediție, montaj simplu, ok, facem pentru voi, că sunteți băieți buni și inițiativa e faină. Și așa a pornit Etaj Live și prin intermediul Etaj Live, multe formații au avut un material de calitate cu care să poată să-și prezinte lucrările sale. Ceea ce îmi pare minunat ca rezultat. Și, adică, de fapt, ce am vrut eu să spun este că cu forțele proprii și cu resursele celor cu care tu comunici și care partajează valori asemănătoare, valori comune, pot fi făcute lucruri mari. Eu pot să zic din perspectiva unui beneficiar a acestui proiect, în momentul în care noi l-am conceput, eu în Via Dacă încă nu era în planuri și eu nu nici m-am gândit că o să ajung să beneficiez, dar pentru noi a fost într-adevăr un super mega suport în acel moment, fiind primul nostru an de activitate, a fost un produs calitativ, un live, primul nostru produs pe YouTube, care a fost așa bine coagulat și calitativ, care până acum auzim de la oameni foarte multe feedback-uri și datorită acestui video foarte mulți oameni au aflat despre Via Dacă. În România, da, și nu numai în România, și peste hotare. Noi primim, sunt oameni care, adică în Canada, zice că am aflat despre Moldova pentru Via Dacă, sau sunt mesaje din Peru, din Brazilia, oameni care învață limba română și se după textele Via Dacă. Adică, dar foarte multe au pornit de la acel video și foarte multe conexiuni au fost, voi sunteți aia din garaj. Noi suntem aia din garaj. Și atunci îți înflorește sufletul. Și apropo, pentru a atrage mai multă lume în comunitatea asta să vadă, să-i vadă pe tineri, mai mult, să publicul să fie mai divers și mai mare, noi am chemat și formații cunoscute, cum este Cuibul, cum a fost Subcarpați, prin minune. Ei au venit la noi în drum, s-au trezit dimineața după festivalul de ieri și mergeau spre Vamă ca să meargă acasă în România și Iulia i-a înhățat de o aripă și trecem pe la Imago să facem rapid o sesiune live. Ei au venit și tot a fost absolut gratuit, nu am plătit niciodată nicio formație să vină să evolueze în cadrul Etaj Live-ului din ăștia mari. Unde s-a mai văzut așa ceva? Adică resursa a fost folosită în această microcomunitate. Și într-adevăr, Etaj Live-urile celorlalți, a tinerilor muzicieni, au adunat și public din vizualizările pentru cei cunoscuți. Ăsta e un exemplu. Imago FM, de exemplu, astăzi este într-o perioadă mai pasivă, pentru că nu avem suficientă forță acum să mergem înainte, dar el va merge înainte și pentru că a apărut organic și nu corespunde modei ceea ce este absolut efemer ca o drozofilă, da? El are o forță interioară. De asta spuneam că microcomunitățile care apar organic, care acoperă o necesitate adevărată și este împinsă de oameni care în asta cred și care sunt pasionați despre asta, atunci aceste comunități vor exista pe termen mai lung. Vreau să întreb echipa Rocket dacă avem întrebări sau nu avem întrebări. Da? Unde le putem vedea? Cum se promovează aceste podcasturi și care este problema că aceste istorii nu ajung la oameni sau ajung doar prea târziu și prea greu? Podcasturi? Asta e intermediul, despre Ana Glaschina. Da. Care ar fi action planul pentru a dezvolta o comunitate tematică regională? De exemplu, în jurul voluntariatului a creșterii de plante și plantării de copaci. Eu cred că orice tip de activitate are nevoie, într-adevăr, de o viziune și de un plan de acțiuni, dar el poate fi dezvoltat de comunitatea voastră. Adică, Alexandru, chiar ne cunoaștem, cei care sunt în microcomunitatea voastră pot să dezvolte acest plan. Vă adunați online, offline, nu contează, sau între copaci și puneți un plan pe hârtie. Tot asta încercăm noi să facem cu asociația organizațiilor din industriile creative. Tot încă suntem verzi și tineri, dar mergem înainte și încercăm să ne creăm niște planuri și mecanisme de dezvoltare. Comunitatea în sine trebuie probabil să construiască acest plan.
Dacă nu greșesc, sunt deja, sunt câteva comunități care se ocupă de plantarea copacilor și ar fi bine poate de făcut un fel de soi de colaborare între ei, de a... Există Seeded Forward, care sunt foarte activi și mobilizează comunitatea. Sunt mai mulți, sunt câteva organizații care utilizează inclusiv foarte activ rețelele sociale pentru a mobiliza. Asta se întâmplă de câțiva ani, personal, cred că mai mulți de aici prezenți au fost la plantări. Dați-le căutații și deja puteți să vă coalizați cu ei și să învățați de la exemplul lor. Există precedent în Moldova, există un super exemplu în România, se numește Tășuleasa Community, Tășuleasa, care e la fel de 15 ani, tot așa au pornit de la foarte mic, acum au plantează și mii și mii de copaci în zone de rezervații naturale, acolo unde au fost tăieri masive de păduri, de exemplu. Iarăși o problemă foarte mare pentru Republica Moldova, care fără intervenția comunitară, nu se va rezolva pentru că există interese financiare și, din păcate, actorii care sunt implicați la nivel care ar trebui să aibă grijă de păduri, din păcate, fac altceva. Au loc vânzări de păduri în Republica Moldova la scară destul de mare pentru resursele noastre și aici este o nișă în care, dacă noi nu intervenim, lucrurile că așa o să meargă pe direcție greșită. Deci există. Începeți de la Seeded Forward, de exemplu, asta primii care îmi vin în minte, băieții deja sunt foarte activi și sunt mai... plantăm fapte bune, iarăși la fel pe plantarea de copaci. Cojocaru știu care e inițiativă. Da. Vin din vânzări companiei lui, plantează copaci. Ei sunt foarte deschiși. Mare. Și cred că un element, ceea ce zicea, exemplul tău, Helga, este unul foarte important, comunitățile și relația cu businessul, pentru că, de fapt, ideea asta a pornit de la Imago, care este o afacere. Eu am văzut recent exemplul la Sephora, este o companie de cosmetice care în ultimii ani au început să lucreze cu designeri din diverse comunități, latino, de culoare, LGBT, și în felul ăsta să creeze produse nișate pe interesele lor și în felul ăsta și-au extins audiența, pentru că într-adevăr au aflat, pentru cineva de culoare are nevoie de un ten de față de culoare specifică sau sunt lucruri pe care noi nu le știm din perspectiva noastră. Da. Ar mai fi o idee aici, una din posibilități este să creați comuniuni noi dintre diverse industrii. De exemplu, să abordați muzicieni care vă plac, de exemplu, sunt sigur dacă ar veni cineva cu o asemenea idee la Via Dacă și ar zice hai să facem un proiect împreună, hai să filmăm asta, hai să facem și un concert la final și să creăm cumva, să transmitem mesajul ăsta și prin piesă, și prin videoclip. Atunci, astfel de comuniuni dintre diferite industrii sau dintre diferite interese ar putea fi curioase. Cum s-a făcut cu US Army sau cine, ca să ridice creșterea voluntarilor în armată, au făcut video cu artiști internaționali. Mai scurt, mai țin cine a cântat Rocket. We will Rocket. Apropo despre Rocket. A? Rocket, da. Rocket, azi Rocket. Rocket, we will Rocket. We'll rocket. Da, bun. Ce sfaturi ați oferit tinerilor talente din Moldova? Cum i-ați motivat să rămână acasă? Dacă i-ați motivat? Stella ne întreabă. Mersi, Stella. Eu cred că motivația este în interiorul nostru. Nimeni pe nimeni, de fapt, nu trebuie să motiveze, pentru că asta, pe urmă, e un motiv de tu mi-ai spus că trebuie să rămân pentru că 1, 2, 3. Dacă noi găsim în interiorul nostru, părerea mea, iarăși asta e, eu îmi găsesc motivația mea să rămân acasă, tu ți-o găsești pe a ta sau ți-o găsești pe a ta să pleci în altă parte. Este absolut normal, oricare decizie o faci. Eu când eram mai mică, eu ziceam că voi plecați, cine va ridica țara, trebuie să facem tot ce putem, ca să, dacă nu noi, cine, etc. Acum eu nu sunt de părerea asta. Eu cred că, mai ales în perspectiva, în lumina discursului Ani Glaschina, sunt absolut de acord cu ea. Probabil pentru că cei care de fapt au tendința să plece, inclusiv oamenii talentați, dar eu cred că tot toată lumea are talente diferite, dar sunt. Ei dacă vor să plece, ei trebuie să pleacă ca să poată să întoarcă, să-și găsească motivația lor pentru a reveni aici, a mișca lucrurile. Deci nu putem noi să-i motivăm pe cineva, dar bun, direct nu putem. Indirect cred că putem. Eu am un răspuns foarte simplu la această întrebare. Asta sunt microcomunitățile. Pentru că tu ai...
sentimentul ăsta de atașament față de apartenența la ceva mai mare e o forță foarte puternică pentru oameni. Și ori, da, căutați să vă alipiți unei comunități care deja există sau să creați alta în jurul unor necesități comunitare pe care le vedeți în jurul vostru. Sunt foarte multe zone și sunt foarte multe nișe. De exemplu, un subiect care mie mi se pare un serviciu comunitar aproape inexistent în Republica Moldova, asta sunt, vizează oamenii în vârstă. Mama mea e un om în vârstă, dar are foarte multă forță de, și energie și entuziasm pe care ar putea să-l canalizeze în folosul comunitar, însă ea încă nu se regăsește, pentru că astfel de platforme nu există. Oamenii în vârstă, oamenii în etate sunt o resursă nemaipomenită, cu experiență, cu expertiză, cu povești de spus și asta, de exemplu, aici cu ei se pot face minuni dacă găsești cheița și încerci să-i mobilizezi. Noi am avut o perioadă în care ne-am mutat la București acum câțiva ani, la fel în dorința asta de a schimba ceva, ne-am săturat aici, asta e așa și așa. Și am stat în București 4 luni și m-a apucat o tângă de casă și primul rând asta era legat efectiv de oamenii de aici, de colegii mei de breaslă, de prietenii mei și mi-am dat seama atunci că de fapt asta este ceea ce mă leagă foarte mult de acest pământ, asta sunt oamenii de aici. Și după 4 luni am luat o decizie categorică să revenim acasă, pentru că aici suntem, chiar dacă e mai greu uneori, poate sunt lucruri care nu ne satisfac, drumuri, iluminare, gunoi, nu știu ce. Dincolo de asta suntem noi oamenii care am crescut în același mediu, care avem înțelegem umorul unul celuilalt. Chiar și felul ăsta nostru de a mai folosi un rusism, de a mai o chestie de asta, asta e a nostru specific și acolo la București, da, noi suntem cumva la fel, dar suntem și diferiți și acasă, avem niște chestii în comun care ne leagă, care nu le găsești în altă parte. Și cred că asta este forța aceea care trebuie valorificată. Am vrut, sorry, mi-a plăcut Ana Glas când a avut pe un slide o frază. Noi trebuie să plecăm, dar ca să venim cu noi forțe, noi soluții și noi idei creative care putem să le implementăm aici pentru a crește valoarea țării noastre. Exact cum Lidia a plecat, s-a întors. Eu am plecat, m-am întors. Bun, iar am plecat, dar o să mă mai întorc. Eu aș zice că în țările spre care de obicei foarte multă lume tinde să plece și să se realizeze acolo, pentru mine personal, din experiența mea, acele țări au toate sistemele atât de rigide, bine puse la punct, știi exact, eu știu exact că peste 5 minute o să meargă concret acel trian. Toată exactitatea asta pentru unii oameni se potrivește. Pentru mine și pentru și alți prieteni de-ai mei, noi am revenit în Moldova pentru că aici este un teren de joacă unde lucrurile mai șchiopetează, mai funcționează, mai flexibil cumva, dar deși pentru mulți asta poate fi un dezavantaj, pentru oamenii creativi cred că este un loc foarte bun de a încerca, de a greși, de a încerca din nou, de a greși din nou, pentru că nu intri deja într-un sistem care ia ca și tot să meargă. Poți cumva să-ți creezi un flow propriu și să inspiri oamenii din jur să intre în acest flow și să-l dezvolte împreună cu tine. De acord. Mersi tare mult, dragii mei. Mai apar câte o întrebare alta sau comentariu. Noi deja suntem în ultimele minute ale panelului nostru de discuții, dar da, oameni creativi în toate structurile, în special de stat, e adevărat, asta o să se schimbe puțin câte puțin, sunt sigură, trecând prin generații, copiii de azi sunt diferiți de copiii de acum 30 de ani, care acum sunt în structurile de stat sau de acum 50 de ani. Și e adevărat, creativitatea trebuie să fie prezentă la orice nivel într-o țară. Dar microcomunitățile pot să schimbe lucrurile într-adevăr împingând de jos în sus și punând presiune pe structuri. Bun. Startup-uri, cum i-ați motivat? Ce oportunități ar putea crea pentru a ajuta diaspora să poată lansa și dezvolta la distanță startup-uri în Moldova? Despre asta o să discutăm mâine, un panel separat. Întreg o să fie, exact, da. Exact. Vă rugăm să fiți alături de Rocket. Vă mulțumesc tare mult că suntem alături în viața noastră de zi cu zi, în microcomunitățile noastre. Cu fiecare dintre voi facem lucruri frumoase și vom continua să le facem aici.
Stay tuned pe Rocket și nu uitați să urmăriți ce se întâmplă la nivel micro, pentru că lucrurile adevărate se întâmplă alături de noi sau și mai bine în interiorul nostru și noi le putem genera și le putem porni. Fiecare din noi poate să facă, începând de astăzi, un lucru în care crede și care îl face să fie fericit. Și asta înseamnă să crezi, să începi să lucrezi, să crezi o microcomunitate.